Tomița vor fi reabilitate termic anul acesta, pe lângă fondurile nerambursabile atrase de Direcția Generală pentru Asistență și Protecția Copilului Ialomița din bugetul propriu al județului. Au fost planificate lucrări de înlocuire a șarpantei la o clădire veche din cadrul centrului de îngrijire bătrâni din Balaciu. Secretarul județului Adrian Ionescu a declarat pentru Gura Ialomiței că acoperișul este vechi de pe timpul CAP-ului. Tot din bugetul județului au fost alocați 25 de milioane de lei pentru compartimentări interioare și montarea unui lift exterior la căminul pentru persoane adulte aflate în dificultate, care va fi înființat la mobila din surseni externe. Viva Las Vegas! Ascultăm chiar acum o piesă din 1992. Întâlnim cu Blondie și Call Me. Ascult, We Love Them, Take Me Up.